Bună seara, doamnelor și domnilor! Continuăm periplul nostru electoral în această seară cu doi candidați din zona social-democrației. Este vorba de Bogdan Pleșca, candidat la primăria Măgura din partea PSD, și Răzvan Ciurcilă, candidat la Consiliul Local al Comunii Măgura din partea aceleiași formațiuni politice. Bună seara, domnilor! Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara, bine v-am găsit! Iată doi tineri, doamnelor și domnilor, chiar vorbeam mai înainte, n-am avut, cred că, atât de tineri, cred că în 20 și ceva de ani, au în jur de 30 de ani, cei doi invitați ai mei. Mă bucur că am ajuns, doamnelor și domnilor, să fac emisiuni și cu candidați la o vârstă mai tânără, dar o să vedem, dumnealor au șatoul experienței în spate. Am prezentat Bogdane. Data trecută am fost în Măgura, am filmat cu ceva timp în urmă și am luat pas la pas cu una. Aproape că o știu și eu ca orice candidat. Aia am identificat punctele slabe, am făcut analiza SWOT, știi? Punctele tari, punctele slabe, oportunitățile, amenințările și așa mai departe. Ei, ideea este în felul următor. La finalul reportajului pe care bănuiesc că cei care sunt interesați de subiect l-au urmărit, Pătăleonul Bacău, acolo te întrebam ceva. Sau lăsam pentru emisiunea din studio discuția despre următorul subiect, care trebuia lămurit pur și simplu și vreau să o facem acum. Bogdan Pleșca, de ce ți-ai dat demisia din funcția de lider al Tineretului Liberal și ai ajuns la oricare distanță de timp să fii candidat din partea PSD? Bună seara, vreau să vă zic și eu, în primul rând, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vreau să salut pe această cale și toți măgurenii care se uită în seara asta la noi. Să-i mulțumesc colegului meu, Răzvan Ciocelă, care este prezent astăzi aici cu noi. Și să vin să vă răspund la toate întrebările care vor fi adresate în seara asta. Sebi, răspunsul este simplu. Am venit într-o echipă puternică, într-o echipă care a arătat că se poate, într-o echipă care a demonstrat timp de 4 ani de zile că pot face lucruri palpabile pentru comunitățile lor. Doi la mână, în momentul în care s-a discutat despre Măgura, Partidul Național Liberal a avut de ales între mine și candidatul și primarul în funcție. S-a dat o decizie de birou județean prin care au ales să meargă cu primarii în funcție. Lucru cu care eu n-am fost de acord. Pentru că, pe lângă faptul că punem un pic în balanță și realizările de până acum, care nu au fost foarte multe, așa cum se tot laudă el prin comună, pentru că, să fim serioși, suntem în anul 2020 și noi nu avem apă în comuna Măgura. Sunt sate în care nu este apă. Ai fost cu noi, am luat comuna la pas, am fost în dealul mare, am văzut condițiile de trai de acolo, am fost în Sohodol, am văzut că noi, pe lângă apă nu este nici măcar un petic de asfalt, am fost în Crihan, ați văzut cum se cară apă cu căruța. Și dacă tot ne lăudăm de realizări, spuneți-mi și mie, cum poți să te lauzi cu ceva în comuna Măgura în momentul în care nu ai apă? Adică un lucru elementar, da? Un lucru elementar, da. Deci, prin urmare, nu a fost un primar performant. Iar din cauza asta am decis să candidez într-o echipă puternică. O echipă care a arătat în ultimii 4 ani de zile investiții palpabile în județul Bacău și pe aici vreau să-i număr. S-au asfaltat toate drumurile naționale. S-au asfaltat peste 400 de kilometri de drumuri județene. Centura Bacăului, care e un element foarte important pentru noi, pentru măgureni. Gândiți-vă că acum, din comuna Măgura până la Aușan, facem în jur de 7-8 minute pe centură. Aeroportul Bacău, pol de dezvoltare a județului Bacău. Și să vă dau exemple și de administrații locale. Haideți să vorbim de administrații locale, să vorbim de comuna Mărgineni.
Să vorbim de comuna Nicolae Bălcescu, unde au avut investiții de 3,6 milioane de apă, de euro în sistemul de apă și canalizare, într-o stație de tratare și epurare a apei. Să vorbim de comuna Sărata, unde în momentul de față se asfaltează drumul dintre Sărata și Nicolae Bălcescu, drumul din câmp, care face legătura între cele două comune. Să vorbim de comuna Luizi Călugăra, care tot la fel la o aruncătură de băzi de noi, unde are toate ulițele asfaltate. Deci, am intrat într-o echipă în care oamenii au dovedit că se poate și asta vom face și noi în comuna Măgura. Vom dovedi că se poate și vom arăta lucrul acesta. Sigur, demisia ta și trecerea în barca, să spun, a socialdemocraților a stânit, cum era și firesc de altfel, ceva rumoare. Ce le-ai răspuns celor care, practic, nu știu, te mai întreabă, am văzut că întreabă pe un mediu online, domnule, de ce ai plecat? Păcat că avem un viitor aici. După cum am zis, n-am părăsit eu Partidul Național Liberal, el m-a părăsit pe mine. Adică, dacă tu alegi între un primar neperformant și cu... Să fim serios, și puțin condamnat, așa, nu? N-aș vrea să zic chiar condamnat, dar... Păi cum adică? De asta este realitatea. Spun să nu zicem dacă practic e condamnat, da? Da, cu anumite probleme. Păi este decizie definitivă. Da, cu anumite probleme juridice, să zicem, păi, așa. Mari probleme juridice din moment ce este condamnat prin hotărâre definitivă și revocabilă a instanței, da? Adică despre ce vorbim aici, totuși? Da, așa este. Dacă se alege între un tânăr de perspectivă și un primar în funcție, și acum să fim serioși, nu vorbim de PNL, că vă dau exemplu și Partidul Social Democrat, unde ei s-au despărțit de primarii neperformanți. Adică cum să nu vrei să faci parte dintr-o echipă de asta? În momentul în care ești performant, rămâi și demonstrezi... Te referi la cazul cu cel din Târgu Ocna, nu? Sau... Târgu Ocna, municipiul Bacău, da, sunt două cazuri relevante pentru județul Bacău. Și nu știu câte cazuri... Deci niciun regret, da? Niciun regret. Nu, niciun regret, domnul Șufariu. Mergem înainte, sunt sigur că am luat decizia corectă pentru mine, pentru comunitatea mea și sunt sigur că în această echipă vom face lucrurile să meargă la noi în comună și vom duce comuna spre un trai mai bun. Da. Răzvan Ciurcila, tot 30 de ani sau 31 de ani. 31, bună 31. Seara și bine ne-am regăsit. Da, și cu Răzvan am umblat pe ulițele, mai bine spus, mai mult decât străzile comunei Măgura. O comună de altfel frumoasă, întinsă, frumoasă. Se vede bine Bacău, are o perspectivă frumoasă acolo. Dar, din păcate, într-adevăr, sunt lucruri pe care le găsiți pe Tele1 Bacău. Oamenii cară, Răzvane, apă cu butoiul. Am rămas, ce să zic, interzis, ca să zic așa, e o imagine, nu te, adică te aștepți poate să o vezi undeva, Răzvane, la, eu știu, 60-70 de kilometri de Bacău. Și nici da, acolo. Și nici acolo, evident, dar dacă o vezi la 7 kilometri de Bacău, comună cu pretenții, cam dă cu virgulă. Domnul Șufariu, ce să vă spun? Eu sunt foarte implicat în această discuție, dincolo de cuvinte sufletește, pentru că locuiesc într-o zonă care mă definește ca cetățean al comunei Măgura, ca născut, crescut acolo în zonă, purtător de tradiții și obiceiuri. Am încercat să fiu un model pentru cei din comună și să învăț de la cei bătrâni. Și am un regret enorm pentru că zona atât de mult s-a dezvoltat și foarte mulți oameni au migrat de la oraș către sat, dar din păcate nu au condițiile necesare de bun simț. Nu spun acum condiții pentru, nu știu, ar trebui să mă gândesc la teatre de vară, la cămine culturale cu tot felul de parcuri în față, parcări și așa mai departe. Locuiesc în satul Sohodol, un sat lângă satul Crihan, apropiat de Mărgineni, o comună care este foarte, foarte dezvoltată. Dumneavoastră ați fost pe acolo. Vorbim despre lămpi solare la comuna vecină, iar noi, din păcate, cărăm apa cu
căruța, cu mașina, chiar dimineața la ora 7 m-am trezit, am încărcat 4 butoaie cu apă și mi-am dus la o vecină, am dus la o vecină de lângă mine pentru că are 83 de ani și din când în când îi mai dau câte o găleată de apă, pentru că vă dați seama, la 83 de ani, săraca bunicuță nu are posibilitate să, nu poate să meargă la farmacie să-și ia medicamentele, dar îmi minte să care apă de la 5 km de la cișmeaua satului. Și practic dacă tu nu erai astăzi, bătrâna rămânea fără apă, da? Rămânea fără apă sau eu știu, trebuia să plătească din pensia de nimica toată, pensie de colectiv pentru, nu știu, cineva să-i aducă apă, eu știu, un 10 lei, un... Nu mai spun că căruța de apă în comună la noi costă în jur de 50 de lei, 30, 40 Poftim? De lei. Da. Și gândiți-vă, băi, fraților, că nici măcar un metru cub de apă, nici măcar un metru cub de apă, deci ți-aduce 500-700 de litri. Trebuie spus că practic apa aia se încarcă în timp, că de bea picură, adică nu vă imaginați că, nu știu, un furtun de ăla cu presiune, cred că am eu mai, la mine presiune mai mare decât acasă, la furtunul meu decât în... Nu, este, deci domnul șofariu, este o situație incredibil. Incredibilă. Deci 50 de lei pentru o căruță, adică 5-600 de litri de apă? Da, da. Deci 5-600 de, 50-60 de lei pentru... jumătate de metru cub. Este incredibil. De aceea avem nevoie de investiții cât mai urgente. Bun, pe și partea asta. Voi cum veți face, de unde veți obține investițiile astea? Aici pot să vă răspund eu și este o întrebare simplă. Este un proiect pe poimă în momentul de față la nivelul Consiliului Județean, o investiție de peste 370 de milioane de euro care o se împartă pe localități. Și municipiul Bacău știu că este prins în această investiție, însă suntem prinși și noi cu un proiect de 9 milioane de euro. Această investiție va trebui să facem în așa fel încât să prioritizăm această investiție pentru comuna Măgura. Iar cu siguranță, cu ambiția pe care o avem și determinarea pe care o avem, adică aveți și vârsta de parte. Și vârsta ne ajută. Dar nu numai vârsta, domnul șofariu, și experiență. Aici vreau să ajung, pentru că tu ai fost viceprimar. Da. Ai fost viceprimar. Să știi că eu am rămas uimit și plăcut uimit când ți-ai dat demisia, pentru că avem noi românii o vorbă, nu? Nu pleacă nimeni de la cașcaval. Bogdan și-a dat demisia. Nu i-a mai convenit și a impus punctul de vedere. A spus, domnule, nu sunt de acord. A renunțat la leafa de viceprimar și a văzut de viața lui. Și o viață frumoasă. Deci, experiență. Câți ani ai fost viceprimar? Nu pot să zic că am fost ani. Am fost un singur an de zile. Un an. Da, dar cred că am demonstrat tuturor că n-am fost un oportunist. Să stau pe funcția de viceprimar, pe salariul de viceprimar în comună, să nu pot să fac nimic. Nu, noi când am intrat în primăria Măgura, am intrat în 2016 cu anumite proiecte de care trebuia să ne ținem. Gen apă și canalizare, gen asfaltări, gen locuri de joacă, niște zone în care, pe care le-am promis și trebuia să le ducem la bun sfârșit. Și aici pot să vă dau exemplu. Pot să vă dau exemplu locul de joacă de la Rață, din satul Osebiți. Este o curbă foarte periculoasă acolo, unde se joacă copiii în stradă. Locul ăla de joacă nu numai că ajuta fluidizarea traficului acolo, ci îi salva cumva pe copiii ăia care, să fim serioși, se expun pericolului, da? Pericolilor, da, acolo. Așa. Mai erau niște proiecte. Pod în zona pe vale la Ghița Adam. Pentru măgureni știu de zona respectivă. Noi în 2016 omul acela a fost în echipă cu noi. A muncit cot la cot cu noi, a stat pe străzi cu noi. Eu nu sunt om de echipă, domnul șofariu, adică toate ca toate până la echipa mea. Dacă n-am reușit să ajutăm oamenii noștri din echipă, pentru ce să stau acolo? Eu am intrat acolo cu niște promisiuni. Da? Să vă mai dau niște exemple. Noi când am discutat la sfârșitul mandatului, ne-am întâlnit cu domnul primar și cu doi dintre consilieri. Cu actualul primar, da? Da. Și ne-a întrebat dacă îl susținem în continuare. Eu l-am întrebat. Colegul lui și fostul meu coleg, Sorin Dăscălescu, i-a cerut o singură
problemă rezolvată. Este podul de la Arsenie, un pod care are toate autorizațiile, are toate avizele, însă în momentul în care vin inundațiile, inundă toată zona aia, zona în care locuiește și el. E o problemă de siguranța cetățenilor. Dar nu mi se pare o chestie foarte grea de rezolvat. Nu a rezolvat-o. Colegul lui Puiu Marian, care este asistent medical în momentul de față în localitate, i-a cerut o problemă foarte simplă. Și credeți-mă că până la urmă unii ne puneam noi toți și puneam bani în buzunar și o rezolvam. O parcare în fața dispensarului. O simplă parcare, pavată în fața dispensarului. O chestie foarte simplă. N-a rezolvat-o. Eu am cerut două lucruri. Am cerut podul ăla de la Ghița Adam, pe care și el își însușește acum alți candidați acest proiect, care în loc să vină cu proiectele proprii, le aud în Consiliul Local și în moment de față și le asumă. Podul acela la Ghița Adam, unde mie mi-a arătat omul ăla, copiii când mergeau spre școală, treceau prin pârâu. Ați fost și dumneavoastră cu mine. Păi da, exact. Da. Și locul acela de joacă de la Osebiți. Atât i-am cerut să mă ajute. Și nu m-a ajutat. Pentru ce să mai rămân lângă el? Vă întreb. Acum, niște probleme simple de echipă, care trebuie rezolvate în echipă. Spuneți-mi și mie, de ce aș mai rămâne? I-am întrebat și pe ceilalți foști colegi. De ce mai rămâneți lângă el? Cred că e din cauza partidului. Acum nu mai știu. Exact. Inerția, da? Inerția, până la urmă. Însă, noi ne-am hotărât să facem o echipă, așa cum trebuie, de oameni tineri, oameni puternici, oameni care vor să arate ce pot. Avem vârsta și capacitatea să arătăm ce pot, însă ne trebuie și o șansă din partea măgurenilor. Și cu siguranță după 27, pe 27 septembrie o să ne dea șansa aceea. Apropo de acel pârâu, adevărul că am mers așa pe urmele pârâului, parcă eram în expediție la Orinoco și am ajuns la un pureaș, practic de acolo pleacă Negelul, celebrul Negel, care a creat nouă dată probleme Bacăului. Ei da, practic, cei din zonă îl traversează cu piciorul, practic, pentru că nu există o scândură, un poduleț, ceva acolo. Deci am rămas, deci am... ideea este că am rămas total dezamăgit, domnilor, de comuna. Eu aveam, bine, mergeam în față, da, și tot auzeam măgura, aia e zonă rezidențială, se mutau din, se mută Băcăoane, s-a dezvoltat, e căutată. Dar nu mi-am imaginat că cealaltă parte, că întotdeauna există în orice, și o parte de vitrină și o parte... nu mi-am imaginat că cealaltă parte e chiar atât de jalnică. Da, nu trebuie să ne gândim acum. Că mult mai jalnică decât mi-am imaginat. Mie, din punctul meu de vedere, comuna Măgura e o zonă extraordinar de frumoasă, cu un potențial extraordinar de mare. Adică am putea să facem din comuna Măgura să venim cu niște proiecte de nivel european în momentul de față. Însă, din păcate, nu avem apă. Aici e problema mare. Doi la mână. Vis-a-vis de pârâul Negel, în 2016, în plină campanie electorală, ne-a lovit o inundație. Am avut apa, părinții mei au un depozit de material de construcție exact lângă pârâu. Am avut apă de un metru în curtea pârâului. Și eu am fost unul dintre cei afectați în momentul ăla. Nu vă mai zic că au fost 20 de case afectate. Cu proiectul ăsta am început eu mandatul de viceprimar. Am avut, cred că vreo 17 adrese trimise către Apele Române, ca să reușesc să rezolv decolmatarea pârâului. Și vă zic, cu mâna pe inimă, ăsta e un proiect care am reușit și sunt mândru de el, că am reușit să decolmatez pârâul acela. Din păcate mi-am și dat demisia între timp și nu s-a mai ținut nimeni de el să-l ducă la capăt. Dar, extraordinar. Dar... pe cum l-ai dus pe tavă și... L-am pus pe tavă, m-am ținut un pic de el, a adus excavatorul, însă eu am luat la pas tot pârâul ăla. Mi-am luat cizmele de cauciuc în picioare, cum se zice, și m-am dus pe albia pârâului să văd unde mai trebuie îndulcit un pic, unde trebuie tăiat din mal. Bă, asta este, până la urma urmei, ne asumăm cu toții, indiferent de situație. Dacă suntem cu toții, dacă e o problemă în care suntem cu toții afectați, automat trebuie să facem și sacrificii. Și au înțeles oamenii. Deci au înțeles oamenii, chiar dacă le-au luat 2 metri, 3 metri din terenul lor. Au înțeles, au zis, nu e nicio problemă, numai să nu mai avem probleme cu pârâul acesta. Însă trebuia să se țină și administrația locală de ei și să nu-i lase să plece așa simplu, să termine lucrarea până la capăt. Dar nu e nicio problemă. Noi ne propunem să rezolvăm această problemă arzătoare pentru locuitorii comunii Măgura și nu numai, că să ne reamintim că...
pârâul Negel a afectat și o mare parte din municipiul Bacău. Și vom merge mai departe pe rezolvarea problemelor acestora. Răzvane, ca viceprimar, ai o misiune destul de dificilă și tu, pentru că, practic, aveți de rezolvat problemele acestea elementare. Care crezi că va fi rolul tău în echipa câștigătoare lui Bogdan Pleșca? Pentru că, iată, scuză-mă, măgurenii poate știu multe lucruri, dar poate multe nu le știu. E campanie electorală, se poate spune orice, dar, repet, am imagini, am fost acolo și știu cum stau lucrurile. Asta este diferența. Și iată, așa l-am cunoscut și pe Răzvan și, sincer, mi s-a părut un om de ispravă. Și cred că e o alegere bună pentru echipa pe care o coordonează Bogdan Pleșca. Și cum spuneam, un viceprimar e și el, că e foarte. Da, domnul Șofariu, ați spus punctul pe ei și chiar vă mulțumesc pentru că, într-adevăr, viceprimarul are un rol foarte important, un rol de liant, ca să zic așa, între comunitate și administrația publică locală. În calitate de viceprimar, dacă voi fi ales de aleșii cetățenilor, ca să zic așa, că așa se întâmplă în administrația publică locală, am o experiență foarte vastă în lucru cu omul. Pentru că, până la urma urmei, cu asta lucrăm. Asta este resursa cea mai importantă. Lucru cu cetățenii și rezolvarea problemelor. Păi de unde ai tu așa o experiență, Răzvane? Pentru că, na, la 31 de ani. Mi-a plăcut, a ținut 31. 31, vă spun, sunt foarte convins de puterea pe care o am la 31 de ani și experiența, foarte mulți măgureni și în special bătrânii din comună știu că eu încă din clasa 4-a, clasa 5-a, deși pare incredibil, dar este adevărat, am fost un băiat implicat și mi-a plăcut să muncesc pământul de la țară. Am cultivat în grădină împreună cu părinții și bunicii, am dus zarzavaturi, fructe și așa mai departe la piață și am muncit de mic. Da, din clasa 4-a sau a 5-a. Nu ți-a fost rușine cu sapa? Niciodată. Sunt foarte mândru pentru că, știți, până la urmă de acolo mâncăm cu toții. Din grădina. Corect, bravo. Uite, foarte frumos ai zis. Fără fasoane și... Asta e o poveste care începe din clasa 4-a, după care la liceu m-am integrat într-o companie multinațională care se ocupa de cosmetică. Am început să lucrez de acolo și am avansat de la an la an pe treptele succesului, dacă pot să zic așa, iar când am terminat masterul, coordonam o echipă de peste 200 de persoane într-o companie de produse cosmetice, probabil n-am voie să fac publicitate. Da, și au urmat diverse joburi de coordonare și conducere în companii multinaționale până la vârsta de 31 de ani. Dacă pun experiența de la 16 ani, de la primul contract de colaborare, sunt peste, să zic, 15 ani de experiență. Deși pare, nu știu, nerealist. Dar oamenii care mă cunosc și știu, cunosc situația că eu muncesc de foarte, foarte mic. Și experiența pe care am acumulat-o cu siguranță mă va ajuta pe acest post de viceprimar. Mai mult decât atât, sunt un om care pune la suflet doleanțele, cerințele și problemele comunității și cred că sunt la locul potrivit, cred că pot ajuta echipa lui Bogdan să aibă succes, să aibă rezultate, pentru că nu mergem acolo doar pentru a ne afla, să zic, în treabă sau pentru, nu știu, a avea o funcție. Mergem să ridicăm comuna și să o punem acolo unde este locul. O altfel de administrație, spuneai tu, Bogdane. Ce înseamnă o altfel de administrație? Pentru că mi-ai zis în reportajul pe care l-am realizat acolo în Măgura, am văzut-o pe asta. Vrem altceva. Vrem să schimbăm. Nu mai putem lucra așa. Știu că asta revenea ca un leitmotiv. Adică să înțeleg că cetățenii de acolo, Bogdane, sunt practic nemulțumiți. Adică e o relație cum nu trebuie între administrație și cetățeni? Doamne Șofariu, atât eu cât și colegul meu Răzvan plus ceilalți colegi din echipă și aici vă dau și exemple. Mihai Chiper, Ionuț Grozav, Cătălin Ionescu, Carmen Crețu,
domnul colonel Chitic, toți suntem oameni care au performat în domeniile lor. Noi ne propunem să performăm și în administrație publică și pe noi ne mai, câteodată ne mai compară lumea cu, cu Mărgineniu și mie îmi place să mă compar cu Mărgineniu. Însă vă zic că în scurt timp se compară Mărgineniu cu noi. Deci, da, vrem o altfel de administrație pentru că funcționarul public trebuie să fie în slujba cetățeanului și nu să-i fie frică când intră primărie. Avem un aparat administrativ foarte bun, cu profesioniști, însă nu cred că este manageriat cum trebuie, atât tot. Dar cred că se pot face lucruri extraordinare și mi-ar plăcea acum să vorbesc. Chiar în 2016 am venit în fața oamenilor cu un proiect de parc industrial la Măgura, un proiect pe care l-am prezentat încă din 2016, pe care l-am demarat în 2016 și am început să discutăm cu Ministerul Apărării Naționale. Sunt 16 hectare care trebuie să vină înapoi către, care sunt date către Ministerul Apărării Naționale, ele trebuiau să vină înapoi. Noi o să demarăm, să reluăm discuțiile cu ei și chiar sunt de părere că ar merge un parc industrial având în vedere că și centura municipiului Bacău este acolo. Pe lângă asta, dacă e să ne uităm, haide să ne uităm și la Ocumul Liberal, haide să ne uităm la Hemeiuș, care are parcul industrial acolo. Bugetul lui e de sine stătător. Nu mai da, depinde, contează foarte da, mult. Nu mai depinde de Consiliul Județean, nu mai depinde de guvern. Deci pur și simplu se poate gospodări. Doi la mână. Repet, noi nu avem apă. Însă mi-ar plăcea să vă vorbesc. Deci, scuze-mă, e chiar interesant. Noi vrem să facem, dar nu avem apă. Vrem să facem parc industrial, dar nu avem apă. Da. Vrem să facem străzi, dar nu avem apă. Vrem să facem piață, dar nu avem apă. Da. Astea sunt proiecte inovative, proiecte gândite pe termen lung. Prima dată, în prima zi când vom intra în primăria Comunei Măgura, noi ne vom ocupa de curățenie, în primul rând. Ne vom lua toate documentele privind apa și canalizarea și le vom analiza alături de experți să vedem ce putem să facem ca să demarăm procedurile. Ne vom apuca să scriem proiecte și să facem un birou în cadrul primăriei de atragere fonduri europene, ceea ce nu este în moment de față. Și să fim serioși, e ultimul exercițiu financiar, 2021-2027, sunt fondurile post-aderare care acum trebuie luate. Dacă nu le luăm noi acum, s-au dus fonduri europene. Și ne vom apuca de scris. Vom scrie proiecte, deci ca să se audă despre noi peste tot. Am mai pățit-o. Vă mai dau un exemplu. În 2016, când era o problemă în localitate, problema câinilor comunitari. Și am găsit un articol în lege, tot ziceam că putem să facem un adăpost de câini în cadrul comunii. Nu putem să facem adăpost de câini în comună. Nu vrea nicio comună să aibă un adăpost de câini. Pentru că toată lumea îți va aduce câini în comună. Exact, exact. Și am găsit noi atunci, am fost și am văzut adăpost de câini de la Buhu și am fost și am văzut și alte adăposturi de câini. Am fost și l-am văzut și pe cele la municipiul Bacău. Și am găsit o chestie în legislație prin care puteai să faci parteneriat cu un adăpost de câini dintr-un UAT învecinat. Ăsta fiind adăpostul municipiului Bacău. Deci vă zic că am stat pe cap oamenilor ălora până mi-au trimis și hingherul mi l-au trimis la Măgura, dar mi l-au trimis fără armă, cu tranquilizant. Acolo s-a oprit discuția. După aia am plecat din primărie, nu știu unde am mai rămas. Dar am stat pe capul lor de zicea primarul municipiului Bacău, zicea, băi, lăsați-mă odată în pace cu câinii voștri, că nu aveți câini numai din municipiul Bacău spre Măgura. Da, asta ziceam. Mi-ar plăcea să vorbim în momentul de față de o zonă turistică în Măgura. Măgura are un potențial turistic extraordinar. Extraordinar. De la Helen în sus, unde sunt pădurile alea pe partea dreaptă, mi se pare că poți dezvolta o zonă turistică unde să ai apă. Să ai apă, da. Să ai turiști nu numai din Măgura, cât și din municipiul Bacău și din toată Moldova. Corect. Dar noi nu avem apă, repet. Prioritatea noastră este apa și canalizarea, infrastructură rutieră, asfaltul, prin urmare asfaltul și toate utilitățile să ajungă la cetățean.
Plus, iluminatul public, unde este o problemă. Iluminatul public timp de 4 ani de zile, de fapt nu, timp de 8 ani de zile, de când este domnul edil actual în primărie, că el a fost viceprimar 4 ani de zile. Păi are 8 ani de administrație, da? 8 ani de administrație. Înainte de a fi primar, a fost viceprimar. Da. 4 ani de zile cât a fost viceprimar, n-a făcut nimic din punctul ăsta de vedere. 4 ani de zile cât a fost primar, tot la fel n-a făcut nimic. Vă zic eu, în momentul de față, sistemul de iluminat public în comuna Măgura este o vacă de mulți, cum s-ar zice în termeni populari. Nu se poate face asta. Trebuie iluminat performant. Păi cu... vaca asta de mulți de care spui are tot așa o conotație juridică? Sau poate să aibă, nu, să înțeleg? Se dau foarte mulți bani pe mentenanță, ceea ce nu cred că sunt justificabil, pentru că cu banii de pe mentenanță în 4 ani de zile se putea face un sistem nou. Bun, și vei tăia robinetul ăsta, clar? Da, cu siguranță. V-am zis, noi mergem acolo să performăm, noi nu mergem acolo să ne aflăm în treabă. Suntem la vârsta la care trebuie să arătăm ce putem. Și asta zic, alături de colegul meu, Răzvan Ciorcilă, vom intra în primăria comunei Măgura și vom arăta oamenilor cum se poate face administrație performantă și la noi în localitate. Și mie îmi place, adică pe bune, e o chestie care, nu știu, văd echipă tânără, simt alt suflu și într-adevăr, sunt argumente. În 4, respectiv 8 ani, să n-ai un proiect care să-ți aducă apă, să ai apă, domnule, într-o comună ca Măgura, mi se pare impardonabil. Adică rușinos din calea afară. Așa ceva este incredibil. Nu știu, Bogdane, Răzvane, scuză-mă, oare părinții, bunicii tăi din Socodol, ce spun, domnule, băi, poate vine generația asta voastră să rezolve problema asta odată și odată? Domnul Șufariu... Fac trei cruci, așa fac niște mătănii, ce fac oamenii? Domnul Șufariu, probabil ați văzut și dumneavoastră pe internet, este un filmuleț, circulă din proximitatea Bacăului cu un cetățean, când în final trece asfaltul prin fața porții și face mătănii și pupă asfaltul. Nu vreau să fac o analogie cu satul Sohodol, dar credeți-mă, cam așa așteaptă măgurenii, cei din Sohodol, Crihan și zonele unde apa nu ajunge tot timpul, să aibă și ei condiții minime și decente de secolul 21, mileniu 3. Mai mult decât atât, dumneavoastră tot ați subliniat. Nu avem apă. Cred că am auzit chestia asta de 20 de ori în emisiune și de 20.000 de ori în Măgura. Vă dați seama că dacă noi am avea momentul zero, momentul zero în care toată infrastructura de apă curentă și canal, apă uzată, ar ajunge în fiecare gospodărie și ar fi apă pentru toată lumea, că ce se întâmplă? Nu vorbim doar de două zone, Sohodol și Crihan, unde nu există apă deloc. În 2018, împreună cu Bogdan, am ridicat de mai multe ori în plenul ședinței de Consiliu Local situația și am spus: domnul primar, vă rog frumos, aveți grijă, pentru că noi am alocat niște bani pentru stații de înmagazinare și tratare, o stație nouă. Am alocat bani pentru cumpărarea unui teren. S-a cumpărat terenul. Dar nu s-a făcut absolut nimic. Și va veni 2019. Știm că există un fenomen extraordinar în ultima perioadă, un fenomen care, din păcate, ne afectează pe toți, seceta. Debitul nivelului de apă a scăzut foarte mult, iar în zonele de altitudine, să zic, Cujbicu, Răzășie și zonele unde altitudinea este mai mare în comună, apa nu ajunge sau nu există presiune. Oamenii la ora 4, la ora 5 sună din zona de acolo, ba pe Bogdan, ba pe mine, ba alți consilieri, ba vice. Vă mai ba, sună, da? Da, extra, toată ziua ne apelează. Dom'le, nu există apă. Nu există ce faci. Nu putem să ne spălăm, mai ales în contextul acesta cu pandemia. Și acum să vin și eu în completarea colegului. Te rog, da, te rog. Gândiți-vă că în zona Dealul Mare este un bazin de motorină montat de acum, nu știu, 8 ani de zile, cred că de un consilier local, Radu Rădu, cu Dumnezeu să-l ierte, care a venit în sprijinul satului respectiv, adică nu a vrut să facă, chiar a vrut să facă un bine și au montat un rezervor acolo prin care au apă locuitorii zonei. Nu se poate așa ceva, să nu faci tu de 8 ani de zile o altă investiție, doi la mână. Comuna Măgura nu are o stație de tratare a apei.
Deci apa din comuna Măgura nu este potabilă. Și aici este o problemă. Eu vă prezint și un referat din 4-5-2017, da, prin care am propus construcția unei stații de tratare pentru dezinfecția finală a apei și construcția unui rezervor subterran pentru magazinarea apei produse. Deci iar atunci spre cameră. Este un referat din 2017, 4-5-2017. Au trecut, domnul șoferiu, 3 ani și ceva de atunci. Cam da. Adică nu se mai poate așa ceva. Ce mă mai întreabă okay. lumea de ce mi-am dat demisia. Mulțumim, Dominic. Oameni buni. Noi venim în fața dumneavoastră să rezolvăm problemele și venim dezinteresați. Atât eu cât și Răzvan trăim bine în mediul privat, nu vă gândiți. Se știe că în momentul în care intri în politică și în administrație, intri într-o mocirlă. Însă nouă ne place să facem lucruri palpabile pentru comunitatea noastră. De asta intrăm. Noi lucrăm cu sufletul, lucrăm pentru oamenii lângă care am crescut. Lângă oamenii care ne-au crescut, pot să zic. Ce frumos ai spus, așa și este. Cu siguranță vom putea să rezolvăm toate problemele comunității, pentru că o facem cu drag, o facem din suflet. Suntem născuți, crescuți în Măgura, amândoi, și nu numai noi, și echipa noastră. Și să vă mai zic ceva despre echipă. Deci, mie mi se pare extraordinar cum vin toți tinerii lângă noi și fără să ceară nimic. N-a cerut nimeni nimic de la noi. Nu i-a interesat lucrurile pe listele de consilieri, nu i-a interesat nimic. Vreți să faceți echipă? Gata, venim cu toți. Venim lângă voi. Deci e o atmosferă la voi de treabă. Adică, vă zic, noi când ieșim pe stradă ieșim de plăcere. Să ne întâlnim cu oamenii, să stăm de vorbă cu ei. Mă mai zic ceva, acum fiind pandemie, mergem cu măștile pe față, că asta e situația. Dar ne întâlnim cu oameni care nu ne-au văzut de mult, vor să ne ia în brațe, să ne pupe. Dar vă dați seama că trebuie să păstrăm distanțarea, asta este situația. Însă nu are cum să nu-ți pese în momentul în care vezi oamenii care te-au crescut, lângă care ai crescut, că au o empatie așa față de tine și tu automat revine responsabilitatea la tine să-i ajuți. E clar că noi vom merge acolo și vom rezolva toate problemele astea. Iată, se pare că aceasta este și părerea celor care ne privesc. Toți spun că Bogdan Pleșca, Cosmin, mai exact, Bogdan Pleșca, un om de nota 10, nu contează culoarea politică, merită o șansă. Doi tineri modeli în comunitatea noastră, spune Mihaela. Oamenii se pare că într-adevăr agrează formula aceasta voastră, formula până la urmă a tinereții, a curățenii sufletești, și mă bucur că ai spus asta, Bogdane, ce ai spus tu mai înainte legat de faptul că ne e bine în mediul privat, dar chiar dorim să ne implicăm, pentru că eu m-am săturat să se implice, tot să se răsimplice tot aceeași. Adică hai să mai vină și oameni mai tineri, oameni care practic au de ales și preferă să nu fie comozi, să iasă din zona de confort. Corect, pe lângă asta mai avem o slăbiciune, atât eu cât și Răzvan, cred că pot să vorbesc și în numele lui, că de acum, de când suntem în echipă, am ajuns să ne cunoaștem, să ne completăm foarte bine. Nu ne place să lăsăm lucruri palpabile pentru comuna noastră. Ne place să, nu știu, și el când face un eveniment, tot la fel, îi place că rămâne cu ceva în urmă, rămâne cu o amintire. Și mie îmi place să construiesc. Mie îmi place să văd șoseaua aia e făcută de mine, pârâul ăla e făcut de mine. Să treci peste ani cu nepoții să spui, dom'le, uite, asta am făcut eu. Rețeaua de curent electric din Metalbac, credeți-mă că am muncit 3 luni de zile pentru rețeaua aia. Veneau oamenii în fostul mandat al fostului primar, au venit timp de 3 ani de zile, mă întâlneam cu ei la ședințele de consiliu local, nu eram consilier local, dar făceam voluntariat, îmi plăcea să fac voluntariat și să mă implic în comunitatea mea. Și mă întâlneam cu ei în ședințele de consiliu local și atât voiau. Domnule, o extindere de rețea electrică. Da, domnule, oamenii vor lucruri simple, da, în general, lucruri palpabile, nu vor acum avioane, eu știu. Ce nu era un lucru greu de realizat. Exact, exact. Nu Bravo. Era un lucru greu. Am muncit 3 luni de zile la el, l-am scos la capăt. Foarte bine, oamenii aceia se bucură de acea investiție, plus că se dezvoltă și zona Metalbac, care e o zonă în plină dezvoltare, unde și noi trebuie să ne implicăm, să ajutăm oamenii din zona respectivă, să le creăm condiții. Foarte mulți, foarte multe familii tinere acolo care au nevoie și ei de un mijloc de transport în comun. Putem face o prelungire a traseului microbuzului din comună, bineînțeles.
Și se poate face. Bineînțeles, trebuie să venim cu o infrastructură rutieră bună, trebuie să asfaltăm toată zona respectivă, că nu se mai poate, e în plină dezvoltare. Doi la mână, trebuie făcut un plan urbanistic al zonei, pentru că în momentul în care va exploda, nu se va mai ține cont de faptul că într-o parte e bloc, într-o parte e casă, nu, trebuie făcute niște pe regime de înălțime, pentru că să vă zic că în moment de față aveam un caz. Deci, s-a făcut bloc, s-au făcut case, s-a mai făcut un bloc. Nu are nicio vină nici constructor de bloc, pentru asta a cumpărat el terenul respectiv, dar n-are nicio vină nici cel cu casa. Pentru că și el când a cumpărat casa, n-avea de unde să știe că se mai construiește un bloc. Adică trebuie reglementate toate situațiile astea. Categorii, dar spuneți-mi ce faceți cu terenul ăla, terenul școlii sau ce era acolo? Era un teren în pârloagă, plin de scaieți, plin de... Și mi-ai zis tu că e terenul școlii, practic, ăla, ceva de genul. Și să-mi spui ceva și despre locul de... Răzvan, o să rog pe Răzvan să-mi povestească despre locul ăla, când ai plecat tu nervos și ai și învârtit caruselul, ai zis de locul ăla de joacă. Dar întâi Bogdan să-mi zic de... Da. Se pare că după emisiunea... Ce-am rămas, m-am trezit în fața unui teren, doamnă și doamnă, și am zis, mă, ce-i cu ăsta? L-a uitat un proprietar în... Nu, e terenul primăriei, bă. Eu cât am fost viceprimar am avut o problemă cu curățenia în comună, sincer să vă zic. Nu știu, eu la mine în comună și la mine în casă trebuie să fie totul impecabil. Și în momentul în care am fost viceprimar am dat 137 de înștiințări oamenilor care nu își făceau curățenie în fața proprietății, 35 de avertizmente și am făcut și două propuneri de amenzi, însă nu s-au mai dat amenzile respective. Dar 137 de înștiințări, cum vedeam un loc murdar, cum mă ducem și lăsăm o înștiințare în poartă după foarte bine, zile, lăsăm un avertizment. Da. Se pare că după ce am făcut noi emisiunea și s-a văzut pe post, automat că au început și lucrările la grădiniță. Da. În locul acela este prevăzut o grădiniță nouă, o grădiniță pe fonduri europene. Construcția grădinițelor începe în 3 zile. Așa. În 3 zile? Hai, da. Nu să fim serioși, ce e asta? Da, s-a început. Eu așa aș vedea acolo. Oricum, locul a fost gândit pentru o grădiniță. Aș vedea grădinița respectivă să fie făcută și în față să fie făcut un parc pentru copiii din zona respectivă, pentru că, să fim serioși, avem nevoie de construcții, dar avem nevoie și de un pic de spațiu verde. Iar copiii trebuie să se joace în niște medii sănătoase. Răzvane, m-ai dus să-mi arăt un loc de joc. Iar ansamblu am rămas foarte dezamăgit de ceea ce am văzut în Măgura, dar ce am văzut acolo sus pe deal la Suhodol, nu? Acolo chiar pur și simplu era horror. Nu exagerez cu absolut nimic când zic horror, domnule, horror. Era fosta școală acolo, aproape cade, se prăbușește. Fosta școală a fost aia, da? Da, așa este. O zonă în care se votează, la fel, jale. Și un loc de joacă. Mă rog, loc de joacă, printre bidoane, printre tot felul de... Și Bogdan a zis să stai loc de joc și a aruncat așa caruselul. Bun. Ăștia mici vor avea un loc de joacă? Că la nu e loc de joacă. Domnul Șufariu, ce vă pot spune eu? După 27 cu siguranță vom fi la primărie și ne apucăm de treabă pentru că ăsta este scopul. N-avem timp de petreceri sau de alte, nu știu, festivități. Pentru prima dată trebuie salubrizată zona, pentru că ați văzut și dumneavoastră, sunt niște zone unde se depozitează deșeuri selectiv sau, în fine, cum s-au prevăzut acolo acele tomberoane, trebuie luate de acolo pentru că e o zonă în care copiii, vrei nu vrei, merg acolo și își petrec timpul liber. Răzvane, scuză-mă că te întrerup. Hai să tăiem o dată asta. Clădirea aia trebuie dărâmată, domnule. Așa este. Bogdan, ai perfectă dreptate. Ceea ce vreau să ajung în prima poate dată fi de patrimoniu, salubrizat, nu este de patrimoniu, este fosta școală. E de paiantă, unde, da? Da, paiantă, unde mi-am petrecut, cel puțin am făcut clasa 1 și a 2 chiar acolo, după care am mers la... Păi dacă vei fi viceprimar, merită să rămână, să pună o plăcuță acolo, o magială, domnul Șufariu, acea școală trebuie dărâmată, dar... prima dată salubrizată zona, după care pe noi ne interesează utilitățile. Pentru că, v-am spus, salubrizat, acolo lăsat în zona respectivă să nu mai aibă acces copiii, pentru că știți cum e, până nu facem utilitățile astea este de primă necesitate în comună la noi. Eu nu mă pot apuca, sau Bogdan,
Am făcut echipă să aducem la punctul zero comuna și satele respective, după care ne apucăm. Acea clădire trebuie dărâmată, cu siguranță, să găsim forma juridică, administrativă, să o putem dărâma, pentru că școala este a ISJ-ului, iar terenul este a primăriei, și să construim un parc frumos pentru copii. Iar pe partea dreaptă, unde avem căminul cultural, acolo trebuie făcut un cămin mai micuț sau o clădire de utilitate publică, pentru că și noi avem în plan, pentru că vă spun, în ultimii 20 de ani eu nu am asistat, deși sunt tânăr, nu am asistat la ședințe locale făcute de primar sau de vice în satele din proximitatea primăriei, să zic așa, sau satele din... Adică doar acolo, în centru, doar puțin acolo, în defilare. Centru. Și atunci noi, ca și gospodari, prim gospodari ai satului și oameni care lucrează în administrație, vrem să avem o clădire de utilitate publică care să deservească pentru o ședință, pentru un eveniment cultural, o seară de film pentru tineret sau, de ce nu, o cumătrie, pentru că oamenii din comună, nu toată lumea își permite să meargă la restaurant să plătească un meniu de 200-300 de lei. Și vă dați seama, în momentul actual, chiar dacă acel cămin este, să zic, aproape dezafectat, deci din punct de vedere arhitectonic nu este safe, nu este sigur, se mai țin încă majorate și cumătrii, pentru serios? Că oamenii nu au posibilitate și atunci vă dați seama, trebuie să facem ceva pentru acești tineri. Și eu mi-asum când spun acest proiect împreună cu Bogdan, am discutat situația, vom găsi soluții cu siguranță pentru acea zonă, dar nu înainte de toate vrem să aducem la poarta fiecăruia toate utilitățile strict necesare pentru un trai decent. Uite și o nuanță mai critică, Bogdane, acum 4 ani aceleași promisiuni le făceai, Bogdane, alături de actualul primar, ai avut 4 ani la dispoziție, ai avut majoritate, de ce nu ați rezolvat ce spuneți acum? Întreabă cineva. Ce răspuns domnului Ardeleanu? Domnul Ardeleanu e un candidat acum pe o funcție de consilier local. Okay. Contracandidat. Bun, asta a explicat. Dar întrebarea nu, poate fi... Întrebarea e foarte bună. Ce aș vrea exact, să-și corect. Nu am avut majoritate, că din câte țin mie o minte, în momentul în care am ieșit în 2016, am ieșit cu 4 consilieri din 15. Doi la mână... Toate proiectele pe care mi le-am propus, ni le-am propus în 2016, dacă se realizau, rămâneam în aceeași echipă. Tocmai din cauza asta am plecat din echipa respectivă. Și am venit într-o echipă, am făcut o echipă acum bună, puternică, ca să putem să realizăm aceste proiecte. Și vă zic eu că în momentul de față avem cea mai bună echipă pentru Comuna Măgura. Iar nu știu cum să le mulțumesc colegilor mei că... Se țin așa cu dinții de noi, ne împing de la spate, ne duc pe fiecare zonă în parte să vorbim și cu oamenii din Dealul Mare, și cu oamenii din Metalbac, și cu oamenii dintre Vii, și Sohodol, Crihan, Osebiți, adică în toate zonele, Cușbic, toate zonele am fost, am discutat cu ei și se simte emulația aia către o echipă tânără, o echipă nouă, o echipă pregătită și sunt de părere că echipa care se formează acum are toate calitățile necesare să ducă la bun sfârșit toate proiectele care și le propune. Pe lângă asta, cu siguranță vom veni și cu proiecte de anvergură după ce rezolvăm problema utilităților în comună. Prioritar, apă și canalizare, stații de tratare a apei, că e un pericol în momentul de față, asfalt, gaz și nu gaz, cum s-a făcut acum. Trebuie dus gazul pe toate zonele, nu numai conducta principală și atât. Nu, gazul trebuie dus pe fiecare uliță să ajungă la fiecare cetățean. Și asfalt. Practic, tu i-ai răspuns domnului Ardeleanu în mod următor, că ți-ai dat demisia tocmai pentru că n-ai fost lăsat să faci. Asta e ideea, asta ai vrut să spui? Da, da? Clar, da. Asta e explicația, da? Da. Da. Răzvane, tu... Ai pus mereu accentul pe zona asta de tradiții, zona de obiceiuri. E o zonă în care, nu știu, simt eu așa din modul cum explici cu toată inima, așa, cu zâmbetul larg, că e o zonă în care te simți bine. Explică și mie de ce și cum vezi acest hobby, ca să spun așa, al tău, în favoarea măgurenilor. Domnul Șufariu, ați atins un punct sensibil. Zona de tradiții și obiceiuri, istorie...
vatra satului. Sunt cuvinte mari pentru inimile noastre, deoarece un popor sau o localitate care nu-și cunoaște istoria și rădăcinile nu are busolă. Nu are busolă pentru viitor. Eu sunt un păstrător al tradițiilor și al obiceiurilor, al datelor strămoșești din zonă și nu numai. Sunt foarte aplicat pe acest domeniu cultural. Fac parte și din Consiliul de Administrație a Școlii Emil Brăiescu Măgura, unde susțin de fiecare dată când este o problemă în Consiliul Local, adică o aduc la cunoștință prin adrese trimise de către direcțiune sau de către noi consilierii din Consiliul de Administrație, și vrem să sprijinim orice manifestare culturală care aduce un plus comunității. Vă spun că atât eu cât și Bogdan în nenumărate rânduri am susținut achiziția unor costume populare pentru școala Emil Brăiescu, pentru că acolo profesorii s-au implicat foarte mult împreună cu cei care conduc școala și au făcut un ansamblu de dansuri populare pe care, bineînțeles, noi vrem să-l ducem la alt nivel. Asta este în planul nostru pe următorii 4 ani, ceea ce cu siguranță îl vom realiza, pentru că avem experiență, avem în echipă nu doar eu și Bogdan, mai sunt oamenii, consilierii sau tineri care au venit în echipa noastră și sunt foarte aplicați pe latura culturală. Chiar și pe Bogdan îl las să spună câteva cuvinte, pentru că noi empatizăm foarte bine și dacă îmi dă voie Bogdan și domnul Șufariu, aș mai adăuga ceva toată situația asta. Eu am avut încredere maximă în Bogdan în momentul când și-a dat demisia. Eu n-am crezut și nu... Uite, Răzvan, aici suntem, am zis-o la începutul emisiei, același lucru l-am zis și eu, suntem pe aceeași lungime de undă. Da, domnule. Empatizăm. Dar de ce ți-a plăcut ție că și-a dat demisia? Ia să văd. Eu, să văd dacă eu am alt motiv sau poate... Sunt vorbă lungă, dar foarte obiectiv. Adică chiar dacă îmi place mie să povestesc... Nu, ești un bun povestitor, lasă că asta e... În 2012 am susținut primarul de atunci care a câștigat. Da. Și, bineînțeles, atât am avut o rugăminte, apă, canal, asfalt pentru zona în care stau și nu numai, pentru restul comunii. A rămas complet dezamăgit că nu s-a făcut nimic acolo. În 2016 am ales să candidez. A fost o provocare enormă pentru mine. La 27 de ani să iei inima în să-ți iei inima în dinți, ca să zic așa, să, fără echipă, fără nimic, l-am avut pe fratele meu și Dumnezeu să-l ierte, un coleg care tocmai ne-a părăsit. O spun cu durere în suflet, pentru că zilele trecute un coleg din echipa cu care am defilat pe podiumul politic, ca să zic așa, ne-a părăsit. În 2016 ne-am depus candidatura. Și atunci... Descurte-l totuși, mai avem 2 minute și... Acum, imediat termin. Și, domnul Șufariu, am avut un rezultat extraordinar. Atunci mi-am dorit foarte mult să trag un semnal de alarmă și să trezesc spiritul civic a tinerilor din comună, că trebuie și noi tinerii să ne implicăm. Că altfel, neexistând concurență în acolo, în campanie electorală, neexistând oameni tineri, sânge proaspăt în Consiliul Local, nu avem sorți de izbândă. Și drept dovadă, uitați, cei 4 ani de Consiliul Local cu oameni tineri, să știți că unele proiecte, și nu numai, majoritatea proiectelor realizate poartă și semnătura noastră. Am fost susținători, convinși, 99% din proiectele care s-au realizat cu siguranță și cu ajutorul nostru. Bogdan, un mesaj pentru cei care ne privesc. Dragi prieteni, stimați măgureni, venim în fața dumneavoastră cu sufletul deschis și deschis, hotărâți să rezolvăm problemele comunității noastre. Noi ne-am implicat, am făcut echipa aia tânără pe care ne-o tot cereți. Venim cu un partid mare în spate, cu un partid care a demonstrat că poate, un partid puternic, și avem foarte multe exemple aici. Și vă cerem și dumneavoastră să aveți încredere în noi. Suntem la vârsta la care trebuie să arătăm ce putem și atât vă cerem să aveți încredere în noi. Că de acolo știm noi să le rezolvăm. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul pe care ne l-ați acordat până acum.
Vă mulțumesc foarte mult pentru primirile calde pe care ne le arătați zi de zi și să știți că noi suntem cu sufletul alături de voi pentru că suntem născuți, crescuți în Comuna Măgura și vom munci pentru Comuna Măgura ca și cum muncim pentru casa noastră. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, asta în această seară a fost oferta Partidului Social Democrat pentru primăria Comunei Măgura și Consiliul Local al Comunei Măgura. Avem deci pe de o parte o ofertă a unor tineri valoroși, cu experiență, curați. Pe de altă parte avem oferta cealaltă a unui exercițiu rutinar, chiar cu ceva probleme juridice, cum zicea Bogdan, așa eufemistic vorbind. De fapt e vorba de o condamnare. Avem problema practic a apei, care nu s-a rezolvat în 8 ani sub vechea administrație. Rămâne ca dumneavoastră, care îi cunoașteți și îi prețuiți mult mai bine decât noi știți, pe cei pe care îi aveți în față și pe cei care sunt acolo în Măgura și candidează, să decideți pe mâinile cui veți da viitorul comunei dumneavoastră. Sunt Sebi Șufariu, vă doresc gândul cel bun și toate cele bune, să ne vedem sănătoși!